Joi 3 noiembrie, de la ora 16:30, în fosta pivniță mare a cetății Făgăraș, va avea loc evenimentul cultural Fecioreasca Fetelor de la Crihalma, eveniment organizat de Primăria Comunei Comăna în parteneriat cu Asociația ROPAM, Casa Municipală de Cultură Făgăraș și Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. În cadrul acestui eveniment se va lansa cartea Fecioreasca a Fetelor din Crihalma, autori Vasile Stoia și Viorel Nistor. De asemenea, cei prezenți la eveniment vor avea parte de un moment artistic dedicat jocului popular crihălmean. Fecioreasca Fetelor a fost înființată în Crihalma de fetele care, uitându-se de mici la joc în jurul bărbaților care jucau fecioreasca, au tot furat cât un element și apoi înșezători au început să joace toate până au ajuns performanțe. A ieșit în afara satului din 1951, dar înainte au jucat mult mai mult. În 1951 a avut loc concursul căminelor culturale, faza raională de la Racoș, apoi în 1953 a fost Festivalul Internațional al Studenților și Tineretului din lume și acolo au jucat și toți au fost uimiți de acest joc. Au fost apreciate și de conducătorii ansamblurilor artistice străine.